actualitatea românească. Bună ziua, dragi telespectatori, iată ne revedem astăzi cu o mică surpriză pentru dumneavoastră. Avem un nou studio de televiziune, avem un nou cadru de prezentare a știrilor. Sper că sunteți mulțumiți de ceea ce vedeți, sper că sunteți mulțumiți de noul format și eu cred că și conținutul emisiunilor noastre se va îmbunătăți, va crește de la o emisiune la alta în continuare. Facem tot ceea ce putem să perfecționăm, să progresăm în permanență. Iată, trec acum direct în miezul știrilor, pentru că avem multe știri de comentat astăzi. Și o să încep cu cea mai importantă știre, știrea zilei, care ține prima pagina tuturor canalelor de mass media, și anume aventurile lui Mircea Băsescu și, de ce nu, aș zice eu, ale întregii familii Băsescu, pentru că eu nu cred că este doar aventura fratelui, ci a fraților. Editorialistul Cristian Tudor Popescu a declarat la Gândul Live că este inadmisibil ca președintele Traian Băsescu și serviciile secrete și de anchetă din România să nu fi știut nimic despre banii pe care Mircea Băsescu i-ar fi primit de la clanul Bercea Mondial. Citez. Un om care vreme de 10 ani a încercat prin toate mijloacele să-i convingă pe cetățenii săi că el știe tot în țara asta, 24 din 24 de ore. Timp în care a folosit diverse informații în avans, cunoscute pe căi mai mult sau mai puțin oficiale, pentru a-și denigra sau șantaja adversarii politici, de la pupitru Cotroceniului, un om care s-ar fi pretins a fi un securist aproape atot știutor în raport cu tot ceea ce mișcă în țara asta, că a știut cu ce se ocupă fratele domniei sale în raport cu clanul Bercea Mondial, având în vedere tupeul și nesimțirea formidabilă pe care le cunoaștem, să spună că i-a prezentat o variantă fratelui lui și că ar vrea să creadă în ea. În atâtea și atâtea cazuri, domnul Băsescu a lansat atâtea acuzații televizate la adresa adversarilor săi, fără a aduce dovezi. Am încheiat citatul cuvânt cu cuvânt din declarația domnului Cristian Tudor Popescu. El a mai spus că Mircea Băsescu este un împărat al cretinilor, iar președintele un interlop politic. Dragii mei, se îngroașă gluma. Se vede bine treaba că Traian Băsescu are o nouă problemă imensă. Aproape că n-a fost lună ca Traian Băsescu să n-aibă vreo problemă, să nu provoace vreun scandal. Pentru mass media, Traian Băsescu este carne proaspătă, este material didactic, este tot ce vreți. Este un parfum pentru mass media. Vă dați seama ce plictisitoare ar fi fost viața în România ultimelor 10 ani fără Traian Băsescu și Gigi Becali. Gigi Becali a ieșit de pe prima scenă, dar iată, mai îl avem pe ultimul clown al României, pe Traian Băsescu, care ne dovedește încă o dată cât de murdară poate să fie viața politică românească. Avem un exemplu clar cu privire la moralitatea, la valorile pe care se bazează Traian Băsescu atunci când vine să ne învețe pe noi românii despre corupție, anticorupție, despre politică, despre politicieni. Avem o idee clară acum cine ne reprezintă, cine vorbește în numele nostru al României și pe plan internațional. Este un dezastru total. Are dreptate Mircea Băsescu. Acest om este un interlop politic, dar eu n-aș crede că doar politic. Eu sunt convins că mulți bani de genul Bercea Mondialu au ajuns și la Traian Băsescu în multe conjuncturi. Eu sunt convins că Traian Băsescu nu are pe conștiință doar această afacere. Eu vă spun că astfel de afaceri s-au derulat multe în ultimii 10 ani și v-aș aduce aminte doar afacerea Omar Haisam, în care din nou Traian Băsescu este implicat la greu. Pe lângă afacerea Omar Haisam, Traian Băsescu s-a mai ocupat de încă multe alte afaceri. Și Sorin Roșca Stănescu, cel mai bun prieten al său din tinerețile politice,
face unele dezvăluiri care nu prea sunt preluate de mass media, nu știu dacă ați observat, dar care pe diverse canale apar, în care aflăm latura interlopă a președintelui Traian Băsescu. Iată o nouă mostră în cazul Bercea Mondial. Iată-l pe cel ce mergea la chermezele țigănești, pe cel ce se pupa cu țiganii, e drept că numai înaintea alegerilor, în campaniile electorale, iată-l pe marele prieten al lui George Soros și al țiganilor. Mă tot întrebam, bă, ce are Băsescu de iubește așa tare pe țigan, de se înfrățește cu ei peste tot, de se luptă atâta pentru ei, de ce are Traian Băsescu această slăbiciune pentru ei? Păi unul dintre motivele, unul numai, dintre motivele pentru care Traian Băsescu este atât de îndrăgostit de ginta romă, este faptul că, iată, au loc scurgeri financiare, bănești, dacă nu spre el direct, că n-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar cel puțin spre familia dânsului. Iată, avem astăzi dovada clară că fratele său, care a fost și arestat, temporar, este adevărat deocamdată, nu s-a încuscrit cu țiganii așa, doar pentru că a vrut el să dovedească cât de tolerantă este familia Băsescu, cât de drăgăstoasă este ea în relațiile cu țigănimea din România. Nu, dragii mei. Ei nu vor să ne arate nouă că trebuie să-i acceptăm, să-i tolerăm, să-i convertim, să-i facem mai bun pe țigani și nu vor să dea un exemplu în acest sens. Nu. La acești oameni primează doar bani, interesul material. Poate să cumpere acest interes oricine dorește. A vrut Bercea Mondial un interlop. I-a cumpărat pe frații Băsescu, la grămadă. I-a adus și la chermeze, i-a adus și la botezuri, i-a aduce oriunde și oricând, iar Traian Băsescu le mulțumește pentru sprijin în campania electorală. Iată, un business foarte bun. Nu numai că faci niște bani, nu? Niște bănuți, niște euroi, zicea Bercea Mondialu că vreo 2 milioane de euro în total. Nu numai atât. Dar te mai ajută și la alegeri. Pentru că din 25-30% de români care se duc să voteze în prostia lor rău mai mic, cel puțin 10-15% sunt lumea țigănească și interlopă a orașelor. De-aia toți interlopii din toate județele sunt frați de cruce cu politicienii. Pentru că ei reprezintă masa votantă, ei sunt cei ce le creează acel 30-38-40% procente în alegeri. Pentru că marea masă a românilor nu se mai duc la vot, pentru că își dau seama că au de ales între două orele, între niște gangsteri, și se duc la vot masa de manevră. Țiganii, interlopii, borfașii, prostimea. Și ea votează cum trebuie, cum li se dictează de către mondiali. Iată cum se leagă business-ul cu alegerile, cu puterea politică, și apoi vine unul ca acest interlop politic, cum îl numea domnul Cristian Tudor Popescu, vine unul din ăsta și ne bagă pe noi, românii, și toată România, în gura tigrului. De ce? Pentru că el, Traian Băsescu, nu e frate doar cu țigănimea. El e frate și cu păpușărimea. Banii n-au miros, nu? Domnule Traian Băsescu, banii n-au miros. Nu contează de unde vin. Că vin de la est, că vin de la vest, că vin de la țigănime, nu contează. Că vin din jaful României, că vin din cerșetorie, din trafic de carne vie, că vin din taxe de protecție, că vin din furt, că vin din șpagă. Nu contează, bani să fie, nu domnule Traian Băsescu. Și vine Traian Băsescu ieri într-o conferință de presă și ne spune că, smiorcăindu-se, că dacă va avea de ales între frate și justiție, el alege justiția. Dar de ce n-ați ales, domnule Traian Băsescu, justiția? Și când a fost vorba de casa din Mihăilianu, și când a fost vorba de flotă, atunci nu trebuia să alegeți justiția? Acum alegeți justiția, dar totuși credeți în fratele dumneavoastră, înțelegem. Cu toții credem în Mircea Băsescu. Eu care am afaceri în portul Constanța, pentru că aduc containere prin Prisma, așa e afacerea mea. Am importuri care trec prin portul Constanța. Ajung de stau de vorbă cu oameni din port. Și auziți ce zice lumea prin port? Că e o mafie fantastică
Că tot portul este condus de mafia lui Mircea Băsescu. Că totul se mișcă acolo, nimic nu se învârte fără șpagă, fără taxă de protecție. Sigur că serviciile secrete n-au știut, n-au auzit nimic. Ei nu știu nimic, serviciile. Serviciile secrete au treabă să-mi citească mie e-mail-urile și să-mi șteargă mesajele de adeziune. N-au treabă cu mafia din port. E de notorietate mondială, nu publică. Că este o mafie fantastică în port și șeful acestei mafie e Mircea Băsescu. Dar nu de ieri de azi. De ani mulți. Și cu toate astea, serviciile care știu tot, care află tot, care știu și când mă spăl pe dinți, și când mă scobesc în dinți, și când vin și când plec, știu tot. De Mircea Băsescu n-au aflat nimic. Nu, și nici n-au fost curioși. Ei nu sunt curioși, știți? Ei ăștia din servicii sunt curioși numai cu aia care vor să ia ciolanul. Numai cu aia care nu sunt de partea păpușarilor. Numai cu aia care sunt patrioți români. Ăia sunt răi. Ăia sunt periculoși. Ăia trebuie păziți. Ăia trebuie urmăriți. La aia trebuie să li se caute un nod în papură. Ăștia alți sunt băieții faini, care fac și un ban pentru... Un ban negru pentru zile albe, ca să zic așa. Da? Că nu poate să fie prea alb asta. Ei bine, iată cine le-a tras-o. Și serviciilor și lui Traian Băsescu. Mergea mondialul. Nu. Cum mai puteai să mușamalizezi chestia asta? Nu mai mergea. Dar eu vreau să întreb, serviciile, oare nu știau chestiile astea? Oare serviciile alea care îl tot informeau pe Traian Băsescu de tot, de absolut tot, de ce gagici are Ponta, cum face, unde, la ce hoteluri, de toate, de toată lumea. Oare serviciile alea nu trebuiau să le informeze și despre Bercea Mondialul și afacerile fratelui cu țigănimea și din port? Oare toate chestiile astea, acum că s-au devoalat, că le-a zis Bercea Mondialul și nu SRI-ul, dar totuși, acum că tot au ieșit în public, nu-l fac măcar acum în ceasul al 12-lea să-și dea demisia de onoare? Acest om care este cel mai mare putregai din istoria României, acest om care a dus România în țară în stare de colonie, poporul român l-a adus la stadiu de sclavi, acest om care și-a bătut joc de țara asta și care ne pune în pericol și viitorul prin declarațiile sfidătoare pe care le dă la adresa Rusiei. Chiar ieri mă gândeam, făceam o analogie, știți, a fost prin 1864 în America de Sud a existat un președinte al Paraguaiului, Francisco Solano îl chema. Paraguayul este o țară mică în America de Sud. Mică, cum să vă zic eu? Ca România față de Rusia, deci o țară mică. Ce credeți că a făcut acest nebun, Francisco Solano? Brusc așa s-a umflat penele pe el și s-a hotărât el să provoace la război nu numai Brazilia, cum ar fi Rusia față de România, dar și Argentina și Uruguay, deodată pe toți. A zis că el este Napoleon al doilea, el este un mare lider, un mare general și a provocat la război fără ca nimeni să-i fi făcut nimic pe toți ceilalți. A început să-i jignească, să-i defăimeze, mă rog, a răscolit rahatul, exact cum răscolește Traian Băsescu cu Rusia, până când ceilalți i-au zis, păi mă, dacă vrei, hai că-ți dăm. Și a pornit războiul, care a durat câteva luni. Și ce credeți că s-a întâmplat în câteva luni? 90% din populația masculină a Paraguaiului a fost decimată. Este unic în istoria omenirii. O țară și-a pierdut 90% din populația masculină. Vă puteți imagina așa ceva? De ce? Într-un război tâmpit, ca și cum... identic ca ăla pe care l-am provocat noi Rusiei prin declarațiile acestui imbecil de Băsescu. Și, dragii mei, avem un caz în istorie în care un alt imbecil a provocat o mare putere. Fără să, atenție, ea nu vreau să cocerească Paraguaiul, n-aveau nimic cu Paraguaiul. Numai așa s-a băgat și ăla în seamă cum se bagă Băsescu cu Putin. Și rezultatul a fost că în câteva luni de zile a fost exterminat aproape tot poporul paraguaian.
Și iată acum, avem un altul care nu-i ajunge cât rău a făcut acestei țări, acestui interlop. Nu-i ajunge cât am avut de pătimit în timpul cât a condus el România. Nu. Vrea să ne lase în spate și o problemă imensă cu Rusia. De ce? Că așa îi cer cei ce îl plătesc, cei ce l-au ținut la putere și cei ce se folosesc de el. Pentru că așa îi cer păpușarii să dea declarații sfidătoare să le enerveze pe Putin. Și noi românii vom plăti. Vom plăti la greu, dragii mei. Și nu are măcar acum, când iese pe piață un astfel de scandal, când aflăm cu toții cu ce se ocupă familia regală Băsescu, are nerușinarea să vină la televizor și să se smiorcă că el e de partea justiției, în loc când toată lumea se aștepta că iese la televizor și își dă demisia. Câtă nesimțire! Acest om care ne vorbea nouă de moralitate și ne spunea că o să fie un Vlad Țepeș acum 10 ani și că o să facă ordine și că o să lichideze el și contractul cu OMV, o să-i dea afară și pe FMI. Acest om care ne-a mințit, ne-a păcălit și a fost cel mai parșiv om care a condus România vreodată, a creat și acest partid, PMP, pe care tot așa l-a plecat, le-a pornit, păcălindu-vă că ea politic, că acolo nu vor avea ce căuta politicienii. Că ăla este un fel de mișcare meritocrată care își va dori să elimine politicul din instituțiile de stat. Auziți, dragilor, fără politicieni în PMP, în mișcarea populară așa s-a pornit. Că acum să avem pe Elena Udrea, pe Cristian Popescu ăla, sau cum îl cheamă, pe toți nemernici, Baconschi, ăla, ministru lupește al învățământului, incompetentul ăla pe Funeriu. Deci e ceva de speriat. Deci tot ce era mai rău în PDL au strâns ăștia acolo. Pe Papa Hagi, pe Baconschi. Cine? Uitați-vă cine. Cei mai mari demagogi s-au dus în PMP și vor să ne învețe pe noi meritocrația acum. Da. Ei declară că sunt meritocrați. Auziți? Ăștia sunt meritocrați. Că stai și te gândești, bă, poate vor să dinamiteze mișcarea meritocrată. Poate asta ar mai lipsi acum, să iau că vor să se înscrie în mișcarea meritocrată. Că ar fi în stare și de asta. Și Udrea, și Papa Hagi, și Funeriu să se înscrie în mișcarea meritocrată ca să organizeze partid după aia. Asta ar fi o chestie. Chiar că ar fi o chestie. Numai nu cât timp sunt eu aici. Dar, interesant e altceva, că începem acum să dibuim, datorită clanului țigănesc Bercea Mondialu, să dibuim până unde merge mizeria, corupția și ticăloșia la nivel înalt. Pentru că iată, cine dezvăluie în România putregaiul politic? Nu SRI-ul, nu, clanurile țigănești. Ia auziți. Sandu Angel, zis Bercea Mondial, a fost adus joi din penitenciar la DNA pentru a fi audiat în dosarul în care fiul lui a reclamat presupuse fapte de trafic de influență care ar fi fost produse, comise de Mircea Băsescu. Fratele președintelui, Bercea Mondial a spus din dubă că suma despre care e vorba în scandalul cu Mircea Băsescu e de aproape 2 milioane de euro, care ar fi ajuns și la șefa DNA, Codruța Căveși, și la președinta înaltei curs de casație și justiție, Livia Stanciu, dar și la Vasile Blaga, despre care susține că ar fi implicat și el în acest caz. Auziți, dragii mei, până unde s-a dus paga, până unde se întind firele caracatiței. Lumea interlopă e legată cu fire directe cu conducătorii politici ai țării și nu numai politici, ci și cu justiția. Ne mai mirăm de ce înflorește și prosperă interlopii în România. De ce e plină țara de clanuri interlope și spuneam în Constituția meritocrată, în meritocrația și meritocratismul, că una dintre principalele obiective ale meritocrației este să stârpească tot ce există de acest gen, interlopi,
și clanuri. Cum e posibil într-o țară civilizată în secolul 21 să existe clan interlop? Păi aș băga pe toți la pușcărie fără să facă nimic rău. Numai că s-au organizat sub formă de clan și deja trebuie băgați la pușcărie. Dar nu trebuie să știe ei de ce. O țară dominată de taxe de protecție, de șpăgi, de trafic, de influență, o țară plină de corupție, o țară putredă și te întrebi de ce. Păi iată de ce, ne zice Bercea Mondialul de ce. Laura Codruța Căveși, medaliata americanilor de luptă anticorupție, bani de la Bercea Mondialul. Asta la altă, șefa înaltei curs de casație și justiție, cel mai tare om în România în justiție. Bani de la Bercea Mondialul. Vasile Blaga, fostul președinte al partidului de guvernământ. Corupt, țigănie, bani. Uitați-vă cine ne conduce, dragii mei. Cum să nu fie țara asta plină de putreziciune, plină de corupție, de șantaj, de trafic, de influență, când SRI-ul strânge informații pentru ei și pentru șantaj, pentru lupte politice, iar noi, românii, ne zbatem în mocirlă. Ei toți sunt o gașcă mafiotă, legați între ei, prin fire invizibile. O să zic că asta Căveși și Livia Stanciu, că nu, că e o minciună. Da, mă, inventează ăsta Bercea Mondialul. Eu nici nu știam cine e președintele în altei curs de casație și justiție. Fac emisiune zilnic de știri. Nu știam cum o cheamă. Vă dau cuvântul meu până astăzi. Păi de unde știe Bercea Mondialul, un țigan împuțit de la Oltenia? De unde știe ăla, bă, frate? Cine e președinte? De unde știe el că există în alte curte, în altă curte de casație și justiție, că ăsta nu știe nici tabla înmulțirii? De unde știe ăsta cine e președintele în altei curs de casație și justiție dacă nu există fir direct? Păi voi, câți dintre voi, măi, românașilor, telespectatorilor, 99,99% nu știați cum o cheamă pe președinta în altei curs de casație și justiție? E, Bercea Mondialul știe. Ha? Oare de ce știe? Păi când știi chestiile astea? Atunci le știi când ai treabă. Și te întrebi numai atât. Cum e posibil să aibă treabă acest țigan, acest interlop, cu președintele în altei curs de casație și justiție sau cu șeful DNA, Codruța Căveși, premianta? Acum înțelegem mai bine, dragii mei, putregaiul din țara asta, iată cum se întinde, de la clanurile interlope și țigănești, în rețea directă sau prin intermediar la Mircea Băsescu, cu președintele țării, cu președintele partidului de guvernământ, cu șeful DNA, cu președintele în altei curs de casație și justiție. Vă dați seama ce putregaie în țara asta? Când eu spun că trebuie ras totul și înlocuit cu un nou sistem, e câte unul care zice, primul, e radical, mai lipsește să zică că sunt extremist sau terorist. Dar, dragii mei, eu sunt radical, sunt extremist, da? Lasă că au ei grijă, băieții faini, că veghează SRI-ul ca ei să poată să facă bani, banal, pentru zile negre, sigur că da. Ei, măcar știți, dragilor, cum stă. Norocul e că apare câte un țigan din ăsta și ne spune că altfel n-ai de un să afli. Uite, mai e câte unul care defectează. Vedeți? Săracul ăsta a dat 2 milioane de euro să scape de pârnaie. Vă dați seama? În câte alte cazuri de ăștia ca el au scăpat de pârnaie, au dat banul și au scăpat. Ăsta e primul care dă banul și nu scapă. De ce? Că au zis, dă-l în pizda, mă, si de țigan. Că nu contează, da, banul, i-am luat banii, i-am tras o țeapă să facă și pârnaie. Da, vedeți că la alții a funcționat. La Codruț Sereș, de exemplu. Păi ăsta țiganul cum să nu fie supărat? Ăsta pentru niște șmecherii, mișmașuri, nu știu ce, s-a înjunghiat cu nepotul, în glumă. A luat vreo 10-12 ani. Ăsta la Codruț Sereș a luat 6 ani pentru trădare de țară și prejudicii de miliarde de dolari. Ce vă zice asta? Cam ce bănuț s-a dus acolo pe filiere, pe filiera. Bani de bani mâncava și inima voastră. Dar numai asta? Dar câți interlopi
Nu e de notorietate publică că își fac de cap și n-au treabă cu pușcăria, că nu sunt dovezi, că se amână procesul, că durează 10, 20, 50 de ani procesul, etc. E de notorietate. Iată ce înseamnă. Justiția, factorul politic, poliția, DNA-ul, procuratura, toate sunt mână în mână și toți trăiesc fantastic și au averi uriașe din șpăgi, din banii pe care îi fac, din furt, trafic de influență, din șpagă, din trafic de carne vie, din temirce, tot ce-i mai rău pe lumea asta. Din asta își trag ei seva, conducătorii României, și din asta fac averi nemaipomenite. Și nimeni nu-i întreabă. Bă, dar cum ai făcut tu, mă, frate, mă? Cu salariu de bugetar, 3 vile, 2 mașini și 4 terenuri. Cum? Nimeni nu-i întreabă. Nu. Că hoțul neprins, negustor cinstit. Asta e deviza lor. Trebuie să-și o pună mare. Pe frontispiciu la toate instituțiile de stat și la toate instituțiile care se ocupă de conducerea României. Trebuie să pună pe frontispiciu. Nu Lex Dura, Dura Lex. Nu! Hoțul neprins, negustor cinstit. Ăsta trebuie să fie motoul justiției din România de azi înainte. Asta iubesc ei cel mai mult. Abia așteaptă să li se aducă câte un interlop din ăsta sau ceva și să spună l-ați prins în timp ce fura? Nu. Dar e filmat de camere. Nu se pune, că alea se pot falsifica. Nu. L-ai prins când fura? Nu, păi cum să-l prind când fura? Păi atunci, gata, nu sunt probe. Hap, a mai scăpat unul. Și că ăla care, mai câte unul, știți, care nu reușește să scape, care scapă prin sită. Cât un Cătălin Voicu, cât un Becali, cât un, mai știu eu ce din ăștia. Bă, dar pentru ăștia, vine după aia un prim-ministru, băia fain, așa, un albanez, și zice, dăm grațiere și amnistie, că nu se poate, tată, că s-au umplut pușcările. Înțelegeți? Adică și ea care au scăpat din greșeală prin sită, și ea trebuie salvați, că și ei fac parte din grup, din marea clică mafiotă. Trebuie și ea salvați. Și atunci vine Pontache și zice, bă, e pline pușcările, nu mai e bani. Și gata, amnistie și grațiere pentru toți. Și iată cum noi 20 de milioane de români suntem călcați în picioare, batjocoriți, zi de zi, de 20 de ani, sistematic, de o mână de bandiți, de mafios, de câteva mii, zeci de mii de astfel de ticăloși, satane, pentru că ei sunt uniți și noi suntem dezbinați 20 de milioane de români. Din cauza asta se întâmplă. Pentru că nu reușim să ne unim, să creăm un nou sistem în care ticăloșii, nemernicii, satanele să fie la pușcărie, iar oamenii liberi în libertate. Eu nu vreau să le facem nimic rău. Dar nu vreau să ne mai amestecăm cu ei, ca noi să avem de suferit din cauza lor. Actualitatea românească.